Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile orei. Un bărbat de 48 de ani din comuna Slatina și-a pierdut viața luni după amiază, după ce a fost luat de o viitură formată în urma unei ruperi de nori. Acesta a vrut să treacă un pârâu pentru a-și aduce vitele de pe câmp, dar apa crescuse mult în urma ploii, iar curenții l-au tras pe bărbat. Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar Ionuț Sepureanu, a declarat că o viitură formată de pe un versant în urma unei ruperi de nori a surprins un bărbat de 48 de ani din Slatina. În jurul orelor 17:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 48 de ani din localitatea Her la comuna Slatina a fost luat de o viitură. În urma efectuării cercetărilor s-a stabilit faptul că în data de 11 iunie persoana respectivă a mers să adune vitele, întrucât afară ploua abundent, moment în care a încercat să treacă prin albia unui pârâu, care la momentul respectiv avea un debit mic, dar în urma viiturii a căpătat o amploare deosebită, luându-l practic pe bărbatul de 41 de ani și deplasându-l pe o distanță de circa 1,5 km. Ulterior a fost identificat, iar un echipaj SMURD a încercat să aplice manevre de resuscitare, însă protocolul nu a dat rezultat, persoana fiind declarată decedată. Pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, în cauza respectivă urmând a se dispune și necropsia cadavrului. Tot în urma ploii torențiale a fost inundată o gospodărie din comuna Slatina. Pompierii fălticeneni împreună cu voluntari ai Serviciului pentru Situații de Urgență au intervenit pentru evacuarea apei.